sunt Adina și astăzi la sfatul de duminică îți arăt cum să-ți dai mai mult volum genelor. E o duminică super, mă bucurești, adie vântul, soarele e sus pe cer, ies să beau o cafea cu o prietenă și m-am machiat discret, decent, de zi. Asta vedea că am lucește fața și am ajuns practic la ultimul pas din make-up. Și iau pudra pe care o folosesc în mod constant la prairie și pudrez doar pe mijlocul feței. Și pentru demonstrație, în mod normal pudrez foarte, foarte bine ploapele, când despre asta este vorba, să dăm cu pudră pe gene. Dar o să pudrez pentru demonstrație doar pe asta, asta o lăsăm fără, ca să vedeți când adăugăm mascara, ce diferență este între cele două părți, stânga-dreapta. Și acum mai luăm puțin mascara și trecem la celălalt. Se vedea că aceste gene par mult mai dese pentru că practic noi ce am adăugat cu pudra aceea, am adăugat mici fibre, știți cum sunt acele rimele cu fibre? Practic asta este și pudra, adaugi mai mult volum, mai multă textură, vii cu pasta asta neagră și printre gene cu zigzaguri prinzi și firele de pudră, fire, particule și astfel dăm mai mult volum genelor. Cam asta este. Nu știu, eu văd clar diferența. Sper să o vedeți și voi. Sper să vă placă acest mic sfat de astăzi, așa că până data viitoare nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe, follow. Toate linkurile sunt mai jos. Nu uitați că zâmbetul este cel mai frumos make-up pe care îl puteți purta. Da, cam asta ar fi pentru astăzi. Pa, pa!